Sărbătoarea Crăciunului, care are o conotație religioasă cu nașterea Domnului, dar și o tradiție a intrării în iarnă. 3 zile după instalarea iernii, respectiv a solstițiului de iarnă, se consideră că este ziua de începere a iernii. Să taie porcul. De ce tăiem porcul în această perioadă? Cu această activitate, respectiv de tăierea porcului, ne manifestăm obiceiul de a ne păstra carnea de la acesta pe în timpul rece. Pur și simplu, tăiem porcul din cauza faptului că iarna carnea se conservă. Acest obicei este, bineînțeles, dinaintea frigiderelor. Și, în consecință, nu puteam tăia porcul vara din 2 motive, cel puțin conservabilitatea, un motiv, și al doilea motiv este că grăsimea porcului are o calitate mult mai proastă pe timpul verii, mult mai fluidă decât cea de pe timpul iernii. Chiar și porcul crescut în crescătorii este mai bun tăiat iarna decât tăiat vara. Ăsta este motivul pentru care noi tăiem porcul iarna, fiindcă se conservă foarte bine produsele de la acesta. Se conservă prin mijloace vechi, înaintea frigiderului, de conservare, respectiv, în special la fumare. Nu numai, dar în special la fumare. Afumarea este un mijloc de conservare care ne-a pervertit gustul, care ne-a ajuns sau ne-a făcut să ajungem să ne placă gustul de afumat. Marea majoritate a animalelor care consumă carne, omnivore sau carnivore, în momentul în care dau de afumat, strâmbă din nas. Nu este cazul nostru, fiindcă noi ne-am pervertit, cum spuneam, gustul și ne place afumătura, chiar dacă de acum avem frigidere și nu mai trebuie să afumăm. Afumătura este, din punct de vedere medical, un risc pentru foarte multe din afecțiunile digestive, nu numai, dar mai ales digestive, și în special pentru cancerul de colon. Cancerul de colon, cel mai frecvent cancer din Europa, fiindcă nu mai fumăm atât de mult și, în consecință, cancerul pulmonar a luat locul 2. Locul 1, cum spuneam, este cancerul de colon. Este, se pare, foarte bine evidențiat, cauzat de afumătură. Și nitrozamine din carne, și nitrozamine din bere, și excesul alimentar, toate contribuie la instalarea cancerului de colon, dar afumătura are un rol foarte important. De ce? Fiindcă acolo este gudron, iar gudronii, toată lumea știe că sunt cancerigeni. Gudronul și din țigară e cancerigen și este agentul cancerigen al fumatului. Asta este motivul pentru care, un prim motiv pentru care nu recomand afumătura. De ce nu recomand eu carnea de porc? Nu o recomand din cauza faptului că este o specie foarte înrudită, nu înrudită, ci apropiată filogenetic de noi. Tot ceea ce înseamnă componente, grăsimi, colesterol și proteine ce există în carnea de porc sunt posibile sau capabile de a fi folosite în biosinteza propriilor noastre țesuturi. Și asta este motivul pentru care o carne de porc este ușor de digerat, destul de ușor de digerat, față de o carne de oaie, de miel sau de alte specii, față de alte cărni de mamifer, însă, în același timp, colesterolul de la carne de porc este foarte ușor de asimilat și de depus. Proteina de la carne de porc este foarte ușor de a deveni subiect de hiperproteinemism și, până la urmă, de gut, adică de acumulare de uree în articulație. Din cauza similitudinilor alimentare între noi și porc, paraziții pe care noi îi purtăm și porcii îi poartă sunt foarte asemănători, deseori comuni. Asta este și motivul pentru care carnea de porc este și infestogenă. Nu numai periculoasă ca afumătură, periculoasă ca și colesterol, ci este și sursă de infestare cu paraziți, a căror gazdă suntem și noi și porcul. Trichineloza este cel mai frecvent exemplu. De trichineloză știți cum scăpați? Dacă cumva aveți o bucată de carne și nu sunteți siguri dacă s-a făcut corect sau dacă s-a făcut examenul trichineloscopic. Și vă aflați în situația de a o arunca. Vă dau un sfat. Congelați-o la minus 21 de grade, minim 21 de zile. Dincolo de aceste intervale de temperatură și de timp, trichineloza nu mai trăiește. Larva Trichina spiralis ce se găsește în fragmentul de carne respectiv se distruge. Unul din mijloacele prin care americanii au eliminat trichineloza din Statele Unite, mari crescători de porc sunt și ei, este obligativitatea vânzării cărnii de porc doar congelată. Și prin această metodă au rezolvat problema trichinelozei. Probabil că și la noi va fi, într-o bună zi, acest demers, deși noi europenii suntem mai gurmanți. Și posibil să nu.
Asta este cu carnea de porc.